Vaccinul BCG, care îi apără pe bebeluși de formele grave de tuberculoză, ar trebui făcut în prima săptămână de la naștere în maternitate. La sfârșitul lui iulie, stocurile de la direcțiile de sănătate publică erau 0 în 6 județe, iar între timp au terminat și altele dozele. La această dată, Direcția de Sănătate Publică Timiș nu dispune de vaccin BCG în stoc, ultimele flacoane fiind distribuite către maternitatea Odovescu din Timișoara. În Ilfov, stocurile de BCG sunt tot 0 de câteva luni. În ultimul timp am avut 4 nou născuți, dintre care 2 au plecat din maternitate nevaccinați BCG. Momentan nu există. Uneori, nici la maternitățile unde mai sunt doze, nu poate fi făcut vaccinul anti-TBC înainte ca bebelușii să fie externați. Este fiolă multidoză și trebuie să adunăm un număr de 20 de copii ca să nu aruncăm restul. Și trebuie să-i chemăm de acasă, se face aglomerație. Vaccinul împotriva hepatitei B nu mai exista de luna trecută în 6 județe. Acesta trebuie făcut bebelușilor în prima zi de viață. Ne modifică și schema noastră pentru că urmează să îi recuperăm, dar nu știm când vor veni vaccinurile. Unii părinți doresc să-și cumpere acest vaccin. Ele sunt destul de scumpe și nu se găsesc. Este foarte greu să convingem oamenii să vină la vaccin, iar după ce am convins să spunem nu avem vaccin. Pentru că situația se tot repetă, autoritățile au decis să modifice temporar schema de imunizări împotriva hepatitei B. Copiii cu mame care au virusul hepatitic vor face 4 doze. Ei primesc la 6 săptămâni, primesc după 30 de zile și după încă 30 de zile, urmând ca la vârsta de 11 luni acești copii să fie vaccinați conform calendarului național de vaccinare. Copiii născuți din mame antigen negative se vaccinează începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei. Procedura de achiziție pentru vaccinul împotriva hepatitei B pediatric este în curs de finalizare, ne-a transmis Ministerul Sănătății, care se așteaptă să primească în jur de 130.000 de doze în următoarea perioadă. Între timp vor fi făcute transferuri între județe. Vaccinul BCG va ajunge mai repede. 400.000 de doze vor fi livrate direcțiilor de sănătate publică până la sfârșitul acestei luni.